Bună, Cristiana Zgripcea, sunt arhitect de interior și astăzi vă prezint Hotelul Filippi. Hotelul a fost inaugurat undeva în jurul datei de 1 noiembrie. S-a vrut un spațiu wow. În principiu, hotelul se adresează clienților străini. Mi-a plăcut să plec de la faptul că aici vor veni cei din afară ca să folosesc produse tradiționale românești. Parterul am vrut în primul rând să nu fie un spațiu plictisitor și nici un spațiu static, astfel încât mesele sunt cumva elementele care îl modulează. Având forma hexagonului, acestea pot fi compuse în mai multe forme, precum fagurele de miere. Nuanțele pe care le-am folosit aici au fost cele de alb și negru, dar foarte bine puse în evidență de verde. Verde pe care îl regăsim atât în la nivelul tăsăturilor separeurilor, dar și la nivelul vegetației naturale. Am ales să folosim oglinzi pentru că spațiul, deși pare unul generos, nu este. Datorită lor avem impresia că suntem într-o suprafață mai mare decât cea efectivă, adică de până într-o 100 de metri pătrați. Și l-am compus în forma aceasta de romburi. Ne aflăm în camera hotelului Filippi, într-una dintre ele, cea mai generoasă din punct de vedere a suprafeței. Și aș spune că designul cumva gravitează în jurul patului, desigur, care și ocupă cea mai mare suprafață a camerei. Tăblia patului este una spectaculoasă și tot tăblia patului se află în directă legătură cu plafonul de beton aparent, care este, din fericire, păstrat chiar cel din turnare. Nu am simulat altceva prin finisaje ulterioare. Cele două sunt și din același ton cromatic și conceptul lor inițial a pornit de la simularea florii de bumbac, care este și un leitmotiv în decorurile hotelului. La nivelul băilor s-a folosit o monocromie a culorii alb. Băile sunt de o suprafață medie, nu aș spune nici prea mare, nici prea mică, dar este o suprafață absolut potrivită pentru funcțiunea pe care o adăpostește încăperea respectivă. Sunt albe. Sunt, aș spune, parcă ajunge în rai în momentul în care intri într-o baie a acestui hotel. Integral a fost placată la nivelul pereților și pardoselilor cu mozaic din marmură albă, iar restul finisajelor de pe pereți sunt formate din oglindă normală și oglindă bronz, tocmai pentru a lărgi spațiul. Obiectele sanitare sunt achiziționate de la Delta Studio, în mare parte, atât ele cât și bateriile, și sunt de tip freestanding, tocmai pentru a nu ocupa spațiu foarte folositor pentru a-l vedea liber. Ce mi-a reușit este, de fapt, starea pe care o creează fiecare încăpere în momentul în care o utilizezi. În momentul în care intri în baie, totul lucrează pentru a-ți spori confortul în acea încăpere. În momentul în care ajungi în dormitor, cadrul este unul foarte primitor și călduros, care facilitează funcțiunea lui principală și anume cea de odihnă. Iar la restaurant, pur și simplu te afli într-un spațiu care te răsfață în fiecare colț.